Ani astăzi ne va controla viața pentru toată ziua efectiv. Dacă vă întrebați cum o să facă acest băiețel frumos și minunat asta, ei bine, ia uite toate ce avem aici. Ia uite. Băi, nebun, știi, nebun, am luat aici niște recompense și ce o să facem noi? O să ținem cele două recompense, una în mâna dreaptă, una în mâna stângă, iar fiecare mână va avea o alegere, iar alegerea va fi făcută de către Ani. Și ca să ne începem ziua cum trebuie, o să ne întrebați și nouă un outfit. Bine, eu deja m-am îmbrăcat că nu puteam să filmez în chiloți, dar Hani, prima mea întrebare pentru tine este: cu ce o să ne îmbrăcăm astăzi? Cu pijamale sau... Stai mă, bine! Sau cu haine normale, așa cum sunt îmbrăcat și în momentul de față. Haine, alege! Stop! Scuze că-ți întrerup vlogul, dar am un anunț super mega important de făcut. Pe 1 martie la ora 1 lansez prima mea piesă pe anul acesta și am nevoie să-mi promiți în comentarii că o să fii la lansarea piesei acolo cu un comentariu, așa că cât timp ascultați un fragment din noua piesă, vreau să scrieți în comentarii "Promit", ca să mă bazez pe tine. Doara mea, am visat că o să fii, dar inima bătea împotriva mea. Bă, ce nesimțit ești, băi! Deci bănuiesc că astăzi o să ne îmbrăcăm în pijamale. Fuck it, ești, nu am nici cele mai frumoase pijamale de pe pământ și o să am niște treabă astăzi, niște treabă destul de importantă, deci o să fie cam incomod să mă îmbrac în pijamale, dar asta e, dacă Hani a decis să ne îmbrăcăm în pijamale, că te iau de astea, o să ne îmbrăcăm în pijamale, așa că hai să facem schimbarea. Ok, deci oficial m-am îmbrăcat în pijamale. Ia zi, Hani, îți place? Îmi stă bine? Ia zi, e forță rău de tot? Pentru că în ultima lună am stat numai la pat, am avut răceală, am avut gripă, am avut de toate și în sfârșit m-am făcut și eu bine. Și o să trebuiască să mergem să mă tund. Așa că, Hani, dacă tot mergem să mă tund astăzi, trebuie să decizi cum mă tund. Așa că, dacă o să alegi mâna stângă, o să mă tund bascat. Cred că știți deja cum arată frizura bascat, arată cam așa. Dar dacă va alege mâna dreaptă, va trebui să-mi iau barba definitiv, fraților. Foarte multă lume în ultima perioadă m-a văzut pe TikTok, pe Instagram, având barbă de vreo 2 luni, cam așa, 3 luni, așa, mi-am lăsat barbă. Mie îmi place cum îmi stă, multora nu le place. Deci, Hani, tu astăzi o să ai șansa să mă schimbi complet. Deci, bascat sau fără barbă? Alege, Hani. Tu știi cât de mult am stat eu să-mi cresc barba asta? Deci efectiv a durat o grămadă să-mi cresc o barbă. Durează foarte mult să crești o barbă bine și nu e prea crescută. Adică vedeți că pe aici am foarte multe goluri, dar sunt mândru de barba mea și astăzi o să trebuiască să scap de barbă în pijamale. Da, ziua mea nu putea să înceapă mai bine, dar a început alături de Hani, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like și hai să mergem să ne tundem. Ce băiat cu mine? Ce băiat? Ce băiat, el e corect, e foarte fericit, el cred că în momentul ăsta în sinea lui, în subconștientul lui, el cred că râde de mine, că uitați-vă și voi cum am îmbrăcat un cavaș de la voastră, deci că mă duc la bălci. Chiar o să fiu curios să văd ce o să zică frizerul în momentul în care o să apar așa în barbershop. Haideți să vedem. Gata, guys, oficial am ajuns și la tuns. Bă, deci mă simt ca ultimul buschetar, jur, deci dacă îmi dai o pălărie să mi-o pun așa pe jos, o să înceapă lumea să arunc cu măruțiși. Bine că am ajuns la timp, hai să mergem să vedem și reacția oamenilor când o să mă vadă așa îmbrăcat la tuns și să îmi iau barba. Mamă, deci când o să audă frizerul meu că o să-mi iau barba asta la care am tot sperat să-mi grească și mie, cred că o să-mi iau bătaie, ești nebun, dar hai să vedem ce o să iasă și cum o să arăt când plec de aici, datorită sau din cauza lui Honey. Oh, te pup, ce zici? Bine, mă, tu ce zici? Ce părere de băiatul ăsta frumos, a? Dar ce-ai făcut cu ăștia? Bă, astăzi e o zi un pic mai interesantă, o să trebuiască toată ziua să stau îmbrăcat așa în pijamale, adică. A, serios în pijamale? Pijamale, pijamale. Și mai mult decât atât, și ce m-a provocat că ți-l să fac, nu? Am avut de ales între a mă tund de bascat sau să-mi iau barba. Ghiși ce ales? Ia, bascat! Că tot e timpul de bascat! Astăzi o să dăm barba jos, dar mai mult decât atât o să mai am câteva provocări de făcut cu el. Tot aici la tine, dar după ce Aoleu, Hani, ce-mi faci? Nu știu cum să vă spun, dar eu nu mi-am mai văzut fața fără barbă de 3 luni, e gemul la cap. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă considerați că o să arăt mai bine fără barbă. Momentan, vedem. Sigur îți dau barba jos, da? Hani, sigur, da? Hai! Bă, nu mai am cuvinte, ești nebun? Bă, dacă mă arăt cu mustață, zici că sunt unchiul Peco, să-i jău la cap. Păi te las așa mexican? Ia, frate, gri. Bă! Eustache. Bă, uitați-vă și voi cum arată efectiv, gen, zici că am 12 ani și în timp ce stăteam aici cu Ramon ne-am gândit să facem o nouă provocare pentru Ani, să-l punem să aleagă dintre alte două lucruri. Dacă tot ne-am luat părul de peste tot și așa, am să-l punem pe Ani să aleagă așa în felul următor. Dar sper să fie prima, a doua, ajută. Sper ca Ani să fie alături de mine de data asta. Așa că o să-l punem pe Ani să aleagă dintre următoarele două nebune chestii. 1. Să-mi rat sprâncenele. Ramon, cred că o să fie foarte fericit dacă o să facă chestia asta. Ce bine, mă, dă-mă pup. Sau să îmi iau părul din nas cu ceară fierbinte. Așa că, Hani, ești pregătit să alegi? Deci în mâna asta avem să îmi ras sprâncenele și în mâna asta avem să îmi iau părul din nas cu ceară fierbinte. Hani, bun, să gândești, ești nebun? Ce alegi? Ales-o, mă, mâncăiești gura lui. Ales-o, mă, să-mi iau părul de nas cu ceară. Știe și el că dacă mai luam și sprâncenele, deja ziceai că sunt ou, ești nebun. Așa că hai să facem cum a zis Ani, să ne luăm părul de nas cu ceară. Deși așa asta doare rău de tot, dar tot într-o ziua, deci asta e. Stau bine rău de tot. Ma. Cum ne ajută Rodica? Mama mea, s-a lipit tot, mâncați-aș gura ta. Bă, mâncați-aș... Băi, Hani, ce-mi faci, Hani? Ce îmi faci? Dintr-o zi obișnuită la tuns, care voiam să fie forță, să-mi fac și eu barba cu contur, cu astea, cu păr în nas forță, să mi-l împletesc cu mustața. Acum nu mai am ce să mai împletesc. Stai, mă, bă, nu trebuie, băi. Nu, că nici nu s-au... Pune-i lui Hani niște mâncare izătoare de ele. Gata deja? Mamă, a durut rău de tot, a durut rău de tot. Mamă! Nu mai băgăm încă o dată, nu? Mamă, nu mai pot, mi-am ieșit ochii de orbite, jur, deci a fost 2 milioane de ori mai rău decât data trecută. Ce ziua? Deci plecăm ghinuiți, bătuți de aici. Mersi mult, Hani, uitați-vă la el. Păi îl doare pix în pundulețul meu, era mic. Hai să ne aranjăm, Ramon să ne facă forță și după mine să ne continuăm ziua, că nu mai pot, gata, deja m-a distrus Hani. Hai să mergem în continuare să ne petrecem ziua alături de Hani, pentru că am o întrebare foarte importantă să o adresez, dar o voi adresa în mașină. Deci dacă tot m-a făcut în toate felurile Hani, sunt fără barbă, tons, cu nasul desfigurat, să mă arăt seama dacă nu și acum mă ustură. Hani, următoarea mea întrebare pentru tine va fi: ce facem în continuare? Mergem să mâncăm ceva sau mergem să-ți cumperi jucării? Alege. Stânga sau dreapta? Alege. Bă, canțelule! Bă, de asta zici că știe, mă, deci zici că știe, deci zici că are personalitate. Deci nu puteai să alegi să mergem și noi să mâncăm ceva, că mi-e și mie foame. Da, deci practic o să mergem să-i cumpăr jucării lui Hani, că altceva nu aveam de făcut și eu astăzi, important să-i cumpăr jucării lui Hani și suntem îmbrăcați în continuare în pijamale, adică, da. Hai să mergem în mall să-i cumpărăm jucării lui Hani. Gata, guys, am ajuns cu Hani în mall și acum îl ducem pe răsfățat să-și aleagă ce jucării vrea el, pentru că tocmai ce intrăm într-un pet shop și dacă vrea și alte recompense și orice vrea el, efectiv ce își va alege el, aia o să cumpărăm. Bun, Hani, deci fii antenă, îți dau la dispoziție 3 minute să atingi ce vrei tu efectiv de aici, o să-l ajut eu, vă dați seama, și ce atingi o să-ți cumpăr, bine? Hai, ce vrei tu de aici? Ce-ți place? Ia. Ce? Îți place asta? Porcul? Îți place asta? Nu? Nu prea cred că-i place asta. Ok, hai să alegem altceva. Zi, puiule, ce vrei? Ce vrei de aici? Ce-ți face cu ochiul? Aia? Ai văzut că arăta cu lama? Asta? Îți place asta? Ia. Mamă, nici asta nu-i place. Ia spun că ți-e foarte fițos. Nu știu. Asta? Bă, cred că dintre toate jucăriile asta îi place cel mai mult, pentru că la asta nu comentează. Deci, hai să o luăm pe asta, hai să vedem ce mai luăm. De fapt, știu eu ce o să vrea el să aleagă. Ia, fia mea, e și le ia singur. Da, bine, deci îți iau din asta? Îți iau ors? Câte oase vrei? O să iau vreo 5 oase. Deci până acum avem doar jucăria asta și oase din alea. Dar hai să vedem ce mai vrea. Hai că luăm și pasta. Deci am luat o pasta, îți plac foarte mult culorile de galben și mai drept la încă o jucărie. Hai, alegem încă o jucărie. Ce jucărie vrei tu? Hai. Deci că ăsta nu vrea nimic să mor eu. Îți place asta? Îți place? Ok, hai că luăm și pasta. Dacă nu, o să ți un papagal să-l mănânci, vrei? Bun, deci am luat jucăria asta, asta și asta. Mă, dar țipă papagalii ăștia să moară de sănă, nu glumă. Și o să-i mai luăm oasele astea, ai zis că vrei, nu? Dacă tot am adus la shopping, am zis să probeze și o hăinuță. Îl îmbrăcăm și cu haine, facem forță rău de tot. Deci ne batem cu geaca asta de 10 minute și până că e greu rău de tot să îmbraci un cățel. Hai că după nu foarte mult timp, jumătate de oră, ne-am dat și noi seama cum se pune gecuța asta. Bă, mie îmi place rău de tot cum îi vine și o să-i și iau. Uite cum arată. E frumos, bă! Chiar dacă nu mai fi un sezon așa foarte rece, mie îmi place rău de tot cum îi vine gecuța asta și o să eu iau pentru că pot să eu iau. Deci dați-vă voi cât de amuzant e cu gluga asta, frate. E frumos foc. Acum plătim și mergem să mâncăm ceva. Bine, dacă o să vrea Hani, să vedem unde o să vrea Hani să mâncăm. Sper că nu la un restaurant de căței. I'm here with my baby boy, Hani. Și bă, sincer vă spun, după toate lucrurile pe care le-am făcut azi, shopping, barbershop, am tot alergat cu Hani, mi s-a făcut foame, foame rău de tot. Așa că nu o să-l mai întreb pe Hani dacă vrem să mergem la restaurant sau nu. O să mergem la restaurant. Hani, am o întrebare foarte, foarte importantă pentru tine. El e foarte pofficios și poate să-și câștige o șansă enormă prin această alegere pe care o va face. Nu știu dacă avem voie să facem chestia asta în restaurant, dar pentru el fac chestia asta. Deși atent, Hani, dacă vei alege mâna stângă, vei putea mânca odată cu mine. Deci, practic, orice o să mănânc eu, o să trebuiască să împart și cu el, cum face un om care e nebun după căței. Dar dacă va alege mâna dreaptă, va trebui să înghită în sec și să se uite doar și doar să bea apică. Așa că, Hani, tu alegi dacă mănânci mâncare de oameni astăzi sau rămâi pe recompensă. Hani, stânga sau dreapta? Zi, tati, stânga sau dreapta? Opa! Oh, Hănuțu! A ales și el să fie corect o dată, măcar o dată pe ziua de astăzi și să nu mănânce odată cu mine, pentru că ne făceam de râs amândoi la restaurant, adică era clar. Hai să mergem să mâncăm, că sunt rupt de foame, dar o să mănânc numai eu. Tu dacă vrei primești apică, dacă sunt oamenii de gust de la restaurant să-ți dea. Hai să mergem! Știți că fratele vostru e nebun într-adevăr, dar are și o limită, dar dacă limita asta se întrecea, nu era o mare, mare problemă. Știu că nu-i frumos să lași cățelul să rabde în momentul în care tu mănânci, ci că i-ar scurta chiar ani din viață, dar nu am ce să fac, trebuie să mănânc și eu o dată pe ziua de azi, că m-a alergat toată ziua. Deci în momentul de față eu mănânc, da? Poate ați crede că Hani e pe jos sau că e undeva pe lângă mine, pe stânga, pe dreapta, dar nu e în cadru și speră și el că poate va mânca și el ceva, nu? Nu, uitați-vă și voi. A dormit, mâncați și. Bă, a dormit cățelul la mine în brațe în timp ce eu mănânc. Deci unde ați mai văzut voi cățel așa de cuminte? Iar dacă ați ajuns până aici cu vlogul, am o mare, mare surpriză pentru voi. Dacă Hani va ajunge la 10.000 de followers pe Instagram, o să am un mega giveaway pentru voi. Așa că intrați pe linkul din descriere și dați toți follow-ul lui Hani. Am și mâncat, am și băut, ne-am și tuns, ne-am și luat părul de nas. Dar acum, Hani, întrebarea mea pentru tine este una foarte importantă, pentru că ușor, ușor se înserează. Eu nu știu ce activități să mai facem și vreau să mergem într-un loc. Așa că cred că foarte mulți dintre voi știți că Hani petrece 97% din timp la fratele meu acasă, pentru că el stă în permanență acasă cu el, are grijă de el. Timpul meu nu îmi permite să am așa grijă cum are fratele meu de Hani, așa că am decis să îl încredințez lui și să mă duc la el de fiecare dată când am timp. Așa că următoarea mea întrebare pentru tine, Hani, este: vrei să mergem la Moreni, adică la bunicul și la bunica, sau vrei să te duc la Fernando înapoi acasă? Moreni, Fernando, zi, haide, Hani. Oh, dar nu înțelegi ce mă entuziasmez, că mâncați și gura ta, sunt 150 de km până la Moreni. Hani, ce-mi faci? Mergem la Moreni cu Hani, pentru că asta a ales el. Vrea să o vadă pe mami și pe tati. Hai să mergem la Moreni. Gata, guys, oficial am ajuns la Moreni. Pentru abonații mai noi care nu știu ce înseamnă Moreni, Moreni e orașul meu natal, de unde sunt și părinții mei și de unde mi-am început eu canalul meu de YouTube. Probabil vedeți că s-a schimbat background-ul puternic rău de tot. Fix vis-a-vis e camera de unde făceam eu live-urile pe YouTube. Nu știu câți dintre voi mai știți asta, dar cei care știți, vă rog să scrieți în comentarii. Îl avem pe Hănuțu aici, care este foarte, foarte fericit, pentru că vă dați seama că aici are curte, poate să alerge, se joacă și cu celălalt cățel, cu Bruno. Și, Hani, dacă tot ești așa răsfățat, am zis să te punem un pic la treabă. Mua, bine, ce treabă, că n-are nicio treabă. Hani, dacă tot am ajuns la Moreni, am încă o întrebare pentru tine. Ești pregătit? Dacă până acum te-ai bătut joc de mine și mai pus să-mi dau barba jos să mă tundă, zici că am 16 ani efectiv, am o întrebare foarte importantă pentru el. Deci acest vlog, pe cât pare de chill, nu e un vlog chill, pentru că sunt provocări foarte grele de dat. Hani, dacă vei alege mâna dreaptă, eu va trebui să-mi erați sprâncenele. Da, ați auzit bine, stați liniștit, o să crească înapoi, dar voi va trebui să stau o lună, două fără sprâncene. Iar dacă alegi mâna asta, va trebui cu benzi depilatoare să-mi iau părul de pe picioare, care credeți-mă că e mare. Așa că, Hani, alege chiar acum. Bă, deci vă jur, cu mâna pe inimă că nu e absolut nimic regizat. Nu l-am pus pe Hani să aleagă de 100 de ori. Efectiv, am pus două lucruri și el a ales. Și a ales de fiecare dată cu bun simț. Hani chiar e băiat cu bun simț și de fiecare dată a ales ce trebuie. Și acest băiat este un băiat foarte, foarte, foarte cumițel. Lucrurile astea cu benzile depilatoare le făceam fix pe live-urile de pe YouTube. Dacă vă mai aduceți aminte, aveam provocări din astea. Deci, într-un fel, mă încearcă și o nostalgie. Hai să deschidem și să ne luăm pără de pe picioare. Hai să vedem ce se află sub... Mamă, mâncați și gura ta dacă nu. Eu nu prea sunt adeptul epilării la bărbați. Adică gen... Da, mai mi-au părut de pe picioare, dar na, când e vară, când mă duc la piscină, chestii de genul ăsta. Așa iarna, îl las să crească și crește. Mâncați și gura ta. Ia să vedem dacă e ce trebuie. 3, 2, 1... Gata. Oficial. Cum se simte? Bă, dar nu cred că e ok. Nu cred că e ok să-mi lipesc pe părul ăsta. Oh, mamă, deci pe mine efectiv mă doare dacă îmi faci așa. Ești nebun, da, păi atât de fire de păr. Honey, să mă Jacksona, dacă... Nu te uita, da? Nu te uita. 3, 2... Ah! Mama mea, să-mi bag piciorul. Mamă, ești nebun la cap. Mi se pare că s-a și înroșit pielea, ești nebun. Cât de lipicioasă e pielea, ești nebun. Mamă, dar doare rău. Rău de tot. Să-mi bag piciorul dacă mai filmez vloguri cu Honey. Mamă, ești nebun la cap. Uitați-vă și voi la diferența dintre partea asta și partea asta. Deci, mamă, frățioare. Așa că după ce m-ai chinuit în toate modurile posibile și imposibile, îți mai adresez o singură întrebare, da? La care trebuie să răspundă neapărat. Deci, Ani, dacă alegi mâna stângă, oamenii trebuie să dea like la acest clip. Dacă alegi comentariu, oamenii trebuie să dea comentariu la acest clip. Neapărat, da? Deci ce o să vrei tu, aia o să trebuiască să fac oamenii care s-au uitat la acest vlog. Bine? Hai, alege! Oh! Se pare că Honey a ales tehnica comentariilor, așa că nu că trebuie, sunteți obligați să dați un comentariu la acest clip. Eu am fost Antonio și ne vedem data viitoare cu un alt vlog. Până atunci, hai să boostăm și noi din asta, e la cap.